Condiții mai ușoare pentru fermieri. Comisia Europeană a acceptat propunerea României. Agricultorii vor avea mai puține bătăi de cap cu cerințele de bune practici agricole. Comisia Europeană a acceptat propunerea Ministrului Agriculturii Florin Barbu de aplicare a ecoschemei PD04, practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil pentru anul de cerere 2024. Propunerea vizează adaptarea cerințelor generale obligatorii ale ecoschemei la derogarea de la cerințele standardului GAEC-8, aplicabile pentru anul de cerere 2024. Astfel, fermierii vor putea beneficia de plata acordată prin ecoschemă într-un mod mai facil și vor avea posibilitatea alegerii modului în care ponderea de 5% teren alocată elementelor neproductive să fie ocupată cu zone și caracteristici neproductive, inclusiv terenuri lăsate pârloagă și să sau culturi fixatoare de azot și sau culturi secundare. În plus, această opțiune va putea fi corelată cu decizia fermierului de respectare a cerinței de bază AGAEC 8, astfel pentru procentul de 4% din suprafața de teren arabil de la nivel de fermă, fermierul va putea opta pentru variantele menționate cu precizarea că în cazul înființării unor culturi fixatoare de azot sau a unor culturi secundare, nu vor putea fi utilizate produse de protecție a plantelor. Totuși, pentru diferențe diferența de suprafață dintre cerința de bază a GAEC-8 și cerința ecoschemei PD04, utilizarea produselor de protecție a plantelor va fi permisă. În acest sens, pentru anul 2024, la accesarea ecoschemei PD04, fermierii nu vor fi obligați să respecte concomitent primele două condiții generale obligatorii, să rezerve 5% din terenul arabil pentru elementele neproductive și 5% fixatoare de azot, având posibilitatea de a alege una dintre cele trei condiții generale obligatorii enumerate anterior.